A scăpat de captivitate, dar nu poate uita de cușcă. Imagini dramatice cu o ursoaică care se plimbă obsesiv în cerc ca deținuții, ca și cum ar fi într-o cușcă mică, au apărut în mediul online. Animalul a fost captiv 20 de ani la grădina zoologică din Piatra Neamț, iar de șase ani trăiește într-o rezervație din România. Administrația menageriei a renunțat la acest urs în 2014 după numeroase sesizări ale unui ONG. Potrivit asociației, an la rând, ursoaica a avut parte de jumătate de piscină jumătate de adăpost și jumătate din spațiul de plimbare. Acum are copaci, piscină și un bărloc numai pentru ea, dar imaginele demonstrează trauma prin care trece în continuare.